și din partea noastră, a celor de la primăria Cerașul, aceleași gânduri de bine, să transmiteți acasă părinților la mulți ani, iar pentru voi anul care vine, să-l aducă în primul rând sănătate, rezultate bune la învățătură, să ascultați părinții și să o ascultați pe Doamna, da? Și ne promiteți să veți veni și la anul? Da! Bine, atunci vă așteptăm și la anul tot așa pe scară, ești, da? La mulți ani, la mulți ani! Bun găsit, dragi prieteni! Cerașul, decembrie 2015, alături de mine, domnul primar Duca. Domnule primar, vă mulțumesc că ne sunteți alături la ultima emisiune din acest an. Am ținut morțiș să ne luăm la revedere de la 2015 și de la telespectatori în compania dumneavoastră. Sunt ceva emoții, vă văd după trăsături. Au fost copiii de aici, un grup de copii v-au colindat aici la intrarea. În primărie. Bine v-am regăsit! Bine ați revenit la Cerașul și pentru că ați amintit de sărbătorile de sfârșit de an, dați-mi voie încă de la început să mă adresez în primul rând locuitorilor comunei Cerașul, pe urmă locuitorul județului Prahova și întregii țări, cu această urare, sărbători fericite, la mulți ani și numai bucurii să le aducă noul an 2016. Domnule primar, ne despărțim de un an pentru unii buni, pentru unii mai puțin buni, pentru administrația publică locală, pentru primarul Comunei Cerașul. Cum a fost anul 2015? Pentru primarul de la Cerașul, 2015 a fost un an mai dur. Un moment mai dificil în familie. Dar eu sunt primarul nul al familiei Duca și sunt primarul Comunei Cerașul. Așa că a trebuit să trec peste eveniment. Și noi și toți cei care vă cunoaștem, e dificil să vorbim despre asta. Cu toți am fost alături de dumneavoastră, dar știți cum se spune, cuvintele sunt fără conținut. Revenind, deci a rămas în continuare să mă ocup de problemele administrației locale, de problemele Comunei Cerașul. Și ajungând la problemele Comunei Cerașul, vreau să spun că, din acest punct de vedere, 2015 a fost pentru noi un an bogat, un an bun. Am reușit să începem și să finalizăm obiective care de zeci de ani sunt visate de locuitorii Comunei Ceraș. La ultima întâlnire cu dumneavoastră și cu locuitorii județului Prahova, aminteam despre alimentarea cu apă. Era începusem, dar abia începusem la distribuție. Acum suntem cu distribuția aproape gata 90%. Am adus acum căminele de branșare și mai începem, deci la branșare, începem să facem branșamentele la locuitorii Comunei Cerașul și rezolvăm una din marile probleme ale Comunei Cerașul. Cum au primit, iertați-mă, cum au primit locuitorii? Cinstit. Toată lumea, deci niciunul nu era să zic eu, domnule, o realizăm și pe asta. Și nu, n-avem cum, pentru că de alimentare cu apă se vorbește la noi de 100 de ani. Și au fost încercări, ar fi o greșeală din partea mea să spun că nu s-a ocupat nimeni de alimentare cu apă. Nu, toți cei care au fost înaintea mea s-au ocupat și au vrut să facă alimentare cu apă. Dar lucrarea aceasta este grea, grea. Gândiți-vă că după ce ați dat drumul la robinete și a intrat apă în rezervor acum... 2 ani de zile. 2 ani. Venind aici, mi-ați arătat pe peretele din spatele meu, eu vreau, nu vreau, da? Sunt primar astăzi, sunt pe fotoliul dumneavoastră. Și da. Să vă ajute Dumnezeu să ajungeți primar. Rămâneți dumneavoastră primar. Mi-aș dori să fie în jurat, nu numai Duc, ca să fie și în jurat și realizatorul de emisiuni de televiziune, Cătălin. Era o hartă aici și spuneați, asta e harta cu distribuția. Vă aduceți aminte, da. Facem pariu că nu va fi și a zis, hai să nu facem pariu, hai să vedem ce rezultate vor fi cu trecerea timpului. Și iată că 90% din distribuție... Da. Vrem, nu vrem, ne aducem aminte și de momente mai hazdii, inclusiv din campaniile electorale, când noi nu ne-am trecut ca obiectiv prioritar, pentru că nu știam, nu aveam fondurile necesare. Dar am zis, unul dintre obiectivele care le vom avea în atenție și alimentarea cu apă. Gurile rele, Gică Contra și cei care aveți dește? Destui, ca peste tot. Zice, va rezolva problema alimentării cu apă la Cerașul când o face plopul mere. Dar ce rezolvi dacă parodiezi
astfel de activități. Atâță ceva spirite, ceva minți bolnave, că dacă ele sunt bolnave, gândesc prost de la început. Și dacă le mai atâță cineva, și din nefericire atâță oameni care nu știu ce înseamnă realizarea unui obiectiv. Și a zis că cine face, când o face plumbul mere. Și eu i-am lăsat așa. Și le-am amintit, când m-am întâlnit cu ei, de o altă realizare. Aveam de realizat peste pârâul Drajna un număr de 12 poduri. Într-un an, în 2010, apele ne-au luat 12 poduri. Și domnule, nu se poate să nu le realizăm, pentru că podurile acestea, lipsa lor, izola mai multe sectoare. E, într-un an de zile le-am realizat. Și unii ziceau, când o face plopul mere și răchita mișunele, va face podurile la cerașul. Și am întrebat, mă, a făcut plopul mere? Nu. E, așa le-am spus și eu acum. Măi, ați văzut ce am făcut și cu podurile, ce am făcut și cu apa și în momentul de față suntem exact în vârful piramidei și atât ne-a mai rămas să acționăm pentru branșarea locuitorilor comunei Ceraș. Domnul Ioan, nu v-am întrebat niciodată. Nu știu dacă e bine pus în ediția asta mai de sărbătoare. Spun o ediție mai specială pentru că o să avem multe cântece, multe colinde și cu copii și cu copiii mai mari. Repet, nu am pus niciodată întrebarea asta, dar e o curiozitate mai mult personală. V-ați gândit vreodată să renunțați? De mai multe ori. Și acum. Nu, mă gândesc că e simplu să nu mai faci nimic, dar pe cealaltă parte mi-e foarte greu să gândesc că din cauza câtorva să vitregiți atâtea sute de oameni. Pentru că au niște probleme de atitudine. Cât a costat distribuția de apă? Distribuția de apă e planificată să realizeze în 3 etape, în 3 ani. Sau cât ar costa? Și pentru cei 3 ani, 130 de miliarde în bani vechi. Ce buget are Comuna Cerașul? Comuna Cerașul are într-un an de zile cu mari eforturi din partea administrației locale până la 6 miliarde. Deci de la 6 la 130 de miliarde înseamnă enorm de mult. Dar noi așa am plecat la începutul anului 2015, am plecat cu 5 miliarde. Și acum, la finele anului, avem decontat la apă aproape 50 de miliarde. Ne-am zbătut, suntem pe ordonanța 28, am găsit înțelegere, pentru că s-a văzut peste tot că urmărim realizarea unui obiectiv, nu pentru primar, nu pentru nu știu ce consilier, pentru locuitorii comunei Cerașul și ne-a zbătut pentru 6.000 de locuitori din Cerașul. Și asta e marea satisfacție că vrem, nu vrem, va trebui să ducem la bun sfârșit treaba aceasta. Dar asta nu însemna că ne-am oprit, adică mă, avem în vedere doar apa. Au fost și celelalte probleme. Școlile nu puteau să rămână pe loc și n-au rămas pe loc. În condițiile când acționam cu apa, am găsit în așa fel și prin port, printr-un program operațional regional, printr-un proiect, am reabilitat și modernizat una din școlile mari de la Cerașul, școala de la Slot. Și am cheltuit acolo aproape 7 miliarde de lei. Totul nou-nouț. Mobilier care n-a fost schimbat acolo de 30-40 de ani, acum e nou. Am anvelopat școala, am pus încălzirea centrală nouă, deci centrală termică nouă și arată școala Boboc. Liceul de la Cerașul este nou, dar am zis, nu-l lăsăm, e nou, dar mai facem ceva. Și când l-am gândit, acoperișul și șarpanta a fost în așa fel gândită, ca să facem acolo și mansardare. Și am trecut deja la un alt proiect, acum vrem să facem mansardare. Același lucru și la grădinița de la Cerașul. Dar cineva zicea, dar căminele culturale, că aveți, domnule, le-am modernizat și se poate intra într-un cămin cultural la Cerașul ca într-o casă de cultură la oraș. Pentru că sunteți cu discuția în zona școlilor, a copiilor. Haideți să ne continuăm emoțiile și noi și cei care ne privesc și să ne delectăm cu câteva colinde. Ați văzut, mulțumesc mult de tot. Ați văzut că acolo începe să mă aproape să plâng. Emoții. N-am știut că vin cu colindele. Și ei s-au gândit să ne facă o surpriză. Și chiar au făcut. Și ne-au făcut și nouă și dumneavoastră și ați văzut și cum arată un cămin. Și dacă eforturile le-am făcut, eforturi mari și financiare și materiale, le-am făcut și pentru ei. Domn să ne dăm, domn să ne dăm, am de casa colindă, domn să
Într-adevăr, frumos. Nu, cuvintele am spus-o și mai devreme. Când vezi copii, când asculți colindele astea, poate că și zona asta e de așa natură încât să te îmbie la relaxare, la uitare, să aduci aminte de tot ce înseamnă frumos, de copilărie, de sărbători. Dacă era și zăpadă, era și mai frumos. Surprinzător e, și am tot discutat de-a lungul anilor, că la dumneavoastră aici se păstrează cu sfințenie tot ceea ce înseamnă autenticitate, tradiție, port popular, valori, într-un cuvânt frumos. Nu ne depărtăm de ce ați vorbit în prima parte, așa puțin, pentru că nu mi-e permite timpul, am zis să oferim și să oferiți, mai bine zis, celor care ne privesc, colindele. Spun mai mult decât am putea spune noi aici. Vorbiți-ne de canalizare. În urmă cu câteva zile am venit la dumneavoastră și erau aici un grup de domni. Ne-ați făcut prezentele și ați spus, facem canalizare. E, că pe asta chiar nu cred. Înainte de a vorbi de canalizare, că rămâne un obiectiv neatins și n-aș vrea să scape. Aveam un dispensar la Cerașul, în centrul comunei, care nu era el pe măsura dorinței noastre. Era mai micuț. Am reușit să reabilităm partea de jos, am pus termopane, am pus gresie, dar ce folos, că începuse să ne plouă. Acoperișul era vechi, tablă veche, și am chemat un arhitect. Domnule, te rog să ne încadrezi dispensarul acesta în acest ambient al nostru. Să fie și un proiect care să dea și cu primăria și cu unitățile din jur. Și am plecat la reabilitarea dispensarului din localitate, o investiție care se duce spre 2 miliarde de lei, și la sfârșitul anului deja putem să intrăm să lucrăm la instalațiile electrice și sanitare în interior. Deci am terminat și acest obiectiv, pentru că de școală ne-am ocupat, de cultură ne-am ocupat, de sănătatea trebuia să nu fie lăsată pe plan secund. Și deci am abordat și această investiție, dispensarul. Revin la canalizare. Dacă ai apă, trebuie să te gândești că toată această apă să fie, într-un fel, vorbim de apa menajeră și celelalte, să nu fie aruncată oriunde. De aceea, următorul obiectiv, următoarea investiție mare va fi pentru canalizarea așezării. Am apelat la mai multe firme, vrem să facem în prima fază un studiu de fezabilitate și după aceea să abordăm și să atacăm și această lucrare. Dar numai după ce am terminat în totalitate alimentarea cu apă a comunei Ceraș. Ați demonstrat în decursul atâtor ani de când vă știu că sunteți un om de cuvânt. În momentul în care vorbim la modul serios, nu glumă, nu asta sunteți un om vesel, un om care glumește. Dar când ați vorbit o chestie serioasă, lucrul ăla e clar bătut în cuie. Când mă întorc la canalizare? Va avea sau nu va avea localitatea canalizare și după cum le vedeți dumneavoastră ca un bun administrator și un vizionar, când? Deci chiar despre canalizare nu dau niciun pronostic acum și nu dau niciun termen. Dorința, în primul rând, este să terminăm cu apa și pe urmă ne apucăm de canalizare. Dar în momentul când ai apa rezolvată, școlile, grădinița, cultura, celelalte gata, atunci va fi un pic mai ușor. Va fi un pic mai ușor și deci se poate realiza într-un timp mai scurt. Dar rețineți, numai prin niște eforturi de accesare de fonduri. Oricât ne-am strădui, că zice cineva, măi, zbateți-vă și aduceți investitori. La Cerașul n-ai ce investitori să aduci, pentru că nu avem spațiu în intravirat pe care să-l punem la dispoziție să realizeze niște obiective. Deci nu-i teren fizic. Nu ai teren. Așa avem terenurile în extravivan, zonele alpine, unde vara avem organizate peste 15 stâni. Dar acestea fac parte sau vizează un alt proiect. Obiective în afară, care se conducă unde? La ce are de preț Comuna Cerașul, vorbind de istorie? Niciunde în altă parte nu găsiți ca la Cerașul. Ruinele a trei cetăți. Cetatea de la Ciugă, de la Stâna Veche și de la Tabla Buții, unde și anul 2015 am avut o acțiune internațională, rețineți, cu participare din cel puțin 6 țări, o acțiune de răsunet,
Și aici ne-am atras și am adunat foarte mulți prieteni care vor ajuta ca în anii viitor la tabla Muții acțiunea să fie și mai mare și de mai mare răsună. Și cu permisiunea dumneavoastră completez ceea ce spuneați cu faptul că niciunde nu găsim granița fizică la 4 județe. Prahova, Brașov, Buzău și... Cimitirul și monumentul de la tabla Muții, la confluența a 4 județe, Prahova, Buzău, Covasna și Brașovul. Important și chiar de reținut acest amănunt, am reușit să-i mișcăm, să-i capacităm și pe alții. Academia de Aviație de la Brașov, am cunoscut pe comandantul de acolo și a zis: domnul comandant, n-ați putea să veniți cu noi la tabla Muții, uitați ce este. Un om de mare suflet, de mare inițiativă, și vom fi și noi în 2015 la tabla Muții. Și au venit acolo, peste munți, cântând cu un detașament de studenți, toată lumea a rămas blocată prin felul cu... Și până, s-au bucurat ce au văzut la tabla Muții și la o lună de zile, când era ziua Comunei Cerașul, au venit la Ceraș și a spus: vă supărați dacă anul viitor încercăm să ne implicăm și noi? Domnul comandant, cu cea mai mare plăcere, cu ce ați putea să vă implicați? Și vom veni noi cu fanfara, vom veni noi cu armata, vom fi cu defilare, cu nu știu ce. Și deci încă o trupă de oameni care se vor adăuga trupei de la Cerașul și împreună cu ceilalți primari din zonă și cu primarii din județele respective vom putea să facem lucruri și mai deosebite. Sunt multe de făcut. Dacă realizați câte v-ați propus, ce mai de? Mai e ceva de făcut aici? Toate. În fiecare an se găsește câte ceva. În fiecare an. Nu găsește de făcut nimic cel care nu simte responsabilitatea. Dar am învățat la colectivul de la Primăria Cerașul să ne facem o analiză în fiecare zi, să ne facem o analiză la ce am făcut ieri. Și dacă astăzi mi-am făcut analiza muncii la ce am făcut ieri și constat că n-am făcut suficient, trebuie să muncesc mai mult astăzi ca să câștig și ce am pierdut ieri. Așa gândesc colegii de la primărie, așa gândesc consilierii, la Cerașul n-au avut partide. Noi n-am avut în opoziție, nu. Noi am avut un singur gând, să facem câte ceva pentru locuitorii Comunei Cerașul. Că nu poți să îi împaci pe toți, este un mare adevăr. Și dacă i-am împăcat pe toți, iarăși poate n-ar fi bine. Că nu, n-ar mai fi contradicțiile acestea și se știe foarte bine, contradicțiile sunt cele care de multe ori dau naștere la progres. Și încercăm la Cerașul, an de an, să se înregistreze progres. Un mesaj pentru cei care ne privesc, pentru că pe final vreau să las Colindele să vorbească în locul nostru. Din toată inima, la mulți ani. Sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră și cei dragi. Și ne-am bucurat dacă printre cei dragi ar fi și locuitorii Comunei Cerașul. La mulți ani, stimați locuitori ai Comunei Cerașul, la mulți ani români. Domnule primar, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și ne-ați primit, cum numai dumneavoastră o faceți, sunteți o gazdă bună. Atâtea și atâtea emisiuni. La mulți ani și de la noi, să dea Dumnezeu să fie bine. Colinde în continuare. Florile tale, pe la uși cu flori de luni, florile tale.
Father.